Bună ziua și bine v-am găsit! Acest program este un program de 21 de zile de alchimie cuantică. Da, ai înțeles bine? De transformare la nivel energetic. Pentru că noi ne gândim mereu la minte, ne gândim, eu știu, la corp, dar nu ne gândim mai dincolo de corp, de minte. Sau dacă ne gândim, ne gândim foarte puțin. Adică dăm foarte puțin atenție la ceea ce nu vedem. Și de fapt, noi suntem ceea ce nu vedem. Da? Ei, eu am să încerc să-ți dau informațiile pentru 7 pași pe care să-i faci în aceste 21 de zile. Adică, acești 7 pași ai să-i repeți timp de 21 de zile. De a face aceste exerciții pe care eu ți le las și de a repeta exercițiile, de a avea continuitate, consecvență pentru a crea o nouă rețea neuronală, pentru a crea un nou obicei. Pentru că mintea noastră creează realitatea. Mintea noastră, eu știu, creează gândurile. Gândurile au o anumită frecvență. Frecvența acestor gânduri creează emoții, care și ele la rândul său lor au anumite frecvențe. Și creează un obicei. Aceste frecvențe ne duc de a crea un anumit obicei. Da? Dacă, eu știu, reacționez din corpul mental și mă duc pe credințe și, eu știu, pot să mă duc să mănânc, să am o foame nervoasă, atunci voi reacționa din corpul mental și voi hrăni corpul mental. Deci frecvențele date azi, date mâine, date poimine, care le transmit corpului fizic, pentru că toate corpurile energetice se manifestă prin corpul fizic, precum un cod morse, pe care noi trebuie să-l traducem mereu. Și, neînțelegând acest cod morse, putem să ajungem, sau neascultând aceste mesaje, putem să ajungem la boli. Deci, neascultând, eu știu, acele emoții, ajungi la un anumit obicei de a face, eu știu, și azi și mâine același lucru, nu să mănânci nervos. Dacă tu nu te asculți, dacă tu nu începi să schimbi obiceiurile. Educația poate veni pe două nivele. Pot să-mi programez mintea pentru a-mi schimba obiceiul sau pur și simplu să trec de a-mi schimba obiceiul, în felul ăsta îmi educ mintea. Sunt două străzi de făcut. Amândouă sunt valabile și pe parcursul celor 21 de zile încearcă să te dedici cu iubire, mai bine zis, da? Cu iubire, de a face aceste exerciții și de a fi cât mai consecvent. De a urma cu perseverență și de a încerca să pui emoții, să-ți placă ceea ce faci. Pentru că dacă tu începi să faci ceva ca o obligație, nu? Ca trebuie, atunci, având programe subconștient de mic, care, eu știu, te punea părinții să faci lecțiile, nu-ți plăcea, vrei să ieși la joacă, ai programe de astea de refuz de a face ceva, în momentul ăla, obligându-te, te poți, le faci. O să-ți vină greu, nu o să-ți placă și la un moment dat ai să renunți, pentru că acel program care l-ai în subconștient
va lucra să te autosaboteze, nu din ură, nu din ce, pentru a sta acolo, pentru că tu ai hrănit acel program atâția ani și acum el nu vrea să-și piardă locul, pentru că nu știe dacă e bun sau rău, știe că există, atât la nivel energetic, nu se face diferența bine-rău sau, eu știu, negativ-pozitiv sau ce valență le putem da noi. El vrea să supraviețuiască și atâta e tot. Deci, făcând cu iubire, este ca și cum ai intra, mie îmi place să spun, știi, când intră lumina pe sub ușă dimineața și se întrepătrunde ziua cu, nu intră brusc, nu? Și noaptea la fel, intră ușor, ușor. Așa și noi trebuie să intrăm cu un alt program, cu dragoste, cu iubire, pentru a înlocui pe celălalt. Pur și simplu, ușor, ușor, de a schimba, practic, nu se înlocuiește ca și cum iau un obiect de aici, îl arunc și e vibrație, nu avem cum să aruncăm nimic în viață, nu se aruncă, nu se distruge, ci se transformă. Practic, energia a ceea ce ai avut prima se transformă într-o vibrație mai mare și asta înseamnă înlocuirea. Deci asta este prezentarea, nu? Am să merg mai departe cu, am să-ți prezint așa în mare, în exercițiile vor fi cam toate de vizualizare. Primul pas este cum să-ți prepari terenul, al doilea pas este cum să nu pierzi din energia ta, cum să te relaxezi și cum să trezești energia inimii. Pasul 5 este trezește mintea, pentru că și asta este mintea cuantică, mintea din conștiința supremă. Iar un alt pas trezește mintea, un alt exercițiu de vizualizare. Pasul 7, scuzați-mă, vorbește cu sufletul tău. Deci ăștia sunt pașii pe care să-i facem împreună. Sunt practic exerciții de vizualizare, unde sunt exact ca niște meditații, da? O inducție în hipnoză, o inducție în a intra în contact mai bine cu mintea ta și cu sufletul tău, cu esența a ceea ce ești tu. Deci, te îmbrățișez cu mare drag și ne întâlnim la video numărul 1, pentru că vor fi 7 pași, vor fi 7 videouri. La revedere, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc o zi minunată!